Dane, am o curiositate la tine, băiat așa cum ești tu. Are vreo șansă să reziste Dinamo cu FCSB-ul? Sâmbătă, nu mai contează unde joacă. Da, și spun asta, dacă stăm bine și ne gândim de-a lungul anilor, Steaua se bătea la titlu și Dinamo era undeva pe la 7-8 și le-a pus mari probleme de-a lungul timpului. Bine, acum vin și au o echipă foarte tânără, cu niște copii care, într-adevăr, le va fi mult mai greu. Dar știm foarte bine că în derby n-a fost niciodată o echipă, n-a fost clar câștigătoare. Se poate întâmpla orice. Da, chiar nu, adică nu crezi? Eu cred că e spulberă FCSB-ul. Acum, și dacă a spune că e spulberă, nu cred că i-ar ajuta cu nimic. Eu vreau să le dau încredere și cred totuși că vor reuși să... Nu cred că va fi un scor foarte mare. Sunt 100% că FCSB-ul va câștiga clar. Adică dacă ar fi, cum să spun, dacă ar fi să pariezi, e de unul solid, da, nu? Da. Dar ți-am spus, se poate întâmpla orice. Da? A? Adică ai risca un bănuț pe o surpriză? Pe un X2? Eu nu joc. Așa, dacă ar fi. Ia zi, poate că ai risca, nu? Aș pune da. Un milion. Cu lui Dinamo îi dați vreo șansă? În situația asta nu. N-au echipă acum, să fiu sincer, echipă nu au. Uh-huh. Adică... Nu au echipă și da? Victoria trebuie să ne aparțină. Indiferent cu toate că se joacă cu ambiție mare, se joacă la ambiție. Aici nu mai e vorba de cine are echipă și cum mare. Ambiția este mare. Deci crezi că mai degrabă meciul va fi meciul galeriilor, care arată mai bine, nu? Cred că ăsta mă. Da? Îi bateți? La meciul galeriilor? Acum vedem ce fac și ei, ce facem și noi, pentru că asta este frumusețea unui joc de fotbal. Da? Da. Frumusețea e ca suporterii să vină, să-și încurajeze echipa și să facă spectacol. Da. Alte lucruri nu ne interesează pe noi, violențele. Foarte bine. Să facem. Aveți grijă, că v-a zis bine Lupu. Dacă sunt incidente, indiferent cum, nu mai pupați Ghencea. A zis un lucru mare. Și, bine, ai zis și tu că ești că și tu ești conștient de lucrul ăsta. Păi, suntem conștienți dacă se fac anumite lucruri. Că nu înseamnă că dacă vine unul acum și strigă nu știu ce sau se întâmplă altă, să nu se întâmple incidente și să ajungem la capitolul violență. Da. Asta da, sau să se spargă ceva, sau să se rupă ceva. Da? Da. Că și pe Arena Națională, și pe Arcul de Triunf, să mai rupe un scaun. Nu e problemă, îl vei și îl plătești. Plătește clubul, nu? Face da, valoare corect. Și plătește clubul. Dar când se ajung la alte lucruri, da, noi evităm aceste lucruri. Da, sunt curios ce se va întâmpla. Chiar sunt curios ce se va întâmpla și sunt curios să văd dacă vor fi provocări din partea Peluzei Sud. Vor fi provocări, noi nu vom... Informațiile tale care sunt? Vor fi provocări sau nu? Sau vor sta cu minții? Evident că avem și noi informațiile noastre că vor fi provocări și vor fi anumite lucruri, dar noi suntem pregătiți pentru a preveni acele provocări. E în regulă, vorbim, succes! Numai bine, sănătate, vă salut pe toți! Bun!